din lucrările lui, am încercat să înțeleg mai bine despre ce e vorba. Principiul său de bază este că gândirea umană are mai multe moduri de funcționare și că atâta vreme cât reușim să le identificăm și să le utilizăm în mod focalizat, separat, vom fi mai eficienți decât când le folosim pe toate la grămadă. Nu am să intru în toate argumentele pentru că e doar o mică recapitulare. În particular, metoda pălărilor gânditoare propune existența a 6 moduri de gândire, care sunt fiecare asociată cu o culoare de pălărie. Și aici am să trec în revistă pe scurt cele șase metode de gândire, de fapt, asociate pălărilor. Pălăria albă, care albă fiind o culoare neutră, au o legătură culorile cu modul în care noi asociem culorile la diverse concepte și elemente. Simbolizează o hârtie albă, o foaie albă pe care putem scrie, albă e o culoare neutră. Și atunci, practic, când folosim pălăria albă, identificăm aspecte neutre despre problema pe care o avem, ce avem, ce știm, ce nu știm, ce am vrea să aflăm, care sunt informațiile deja cunoscute, consacrate. Și aici sunt o serie dintre întrebările pe care le putem folosi când purtăm pălăria albă în gândire. Pălăria roșie este focul, căldura și sentimentele și inima și dragostea. Și ca atare este pălăria asociată cu, pe de o parte, cu elemente legate de sentimente. Aici cred că un aspect foarte important este legat de faptul că folosirea pălăriei roșii ne permite să nu mai ascundem în alte argumentări. De cele mai multe ori noi gândim emoțional totuși și atunci, practic, impactul emoțional asupra logicii e destul de mare. Având această oportunitate de a purta și pălăria roșie, putem să separăm partea sentimentală de restul părților gândirii, să spunem. Și creând acest spațiu de existență pentru pălăria roșie, pentru gândirea și pentru exprimarea sentimentelor, putem să lăsăm loc și celorlalte raționări, să spunem. Tot în pălăria roșie, există și modele mai sofisticate derivate din modelul lui de Bono, care separă elementul acesta, dar în modul standard, în pălăria roșie există și ideea de intuiție, de așa cred eu, nu trebuie să argumentez de ce, am dreptul când port pălăria roșie, dacă fac această afirmație, să exprim orice părere care este o impresie, o intuiție, poate, și care nu are nevoie de argumente și deci nu poate fi atacată rațional, pentru că este doar părerea mea personală, senzația mea, intuiția mea și cred că asta este un element iarăși valoros, pentru că creează un spațiu de protecție pentru aceste idei care încă nu s-au cristalizat suficient de solid pentru a avea o argumentație rațională, dar care uneori pot aduce o plusvaloare semnificativă. Pălăria galbenă este soarele, grânele, aurul. Și atunci pălăria galbenă este folosită pentru a identifica valoarea, beneficiile, elementele care, într-un fel sau altul, le valorizăm. Pălăria neagră. Noi asociem geal negru cu ceva negativ. Niciuna dintre pălării nu e negativă. Pălăria neagră este asociată cu culoarea robei judecătorului. În sensul că este folosită pentru a identifica riscurile. Poate avea aparent o conotație negativă, dar ideea este nu de a distruge un concept sau ceva cu pălăria neagră, ci de a identifica riscurile pentru apoi a le întoarce înapoi mai departe cu altă pălărie și a vedea cum se pot rezolva în situația respectivă. Întrebările fiind ce dificultăți, ce riscuri avem. Pălăria verde foarte apreciată și tot mai apreciată în ultima vreme este pălăria creativității. Verdele crește singur, verdele iarba sau natura care se dezvoltă de la sine, să spunem. Și atunci, pălăria verde este cea care susține gândirea creativă. În particular, de Bono are și o întreagă altă zonă de dezvoltare, care se cheamă gândirea laterală, care are în ea mai multe metode de gândire creativă. O să încerc să punctez foarte puțin despre nu numai despre gândirea laterală, ci despre gândirea creativă, pentru că ne propunem să folosim, cum am promis, cât mai mult pălăria verde și pălăria galbenă în poveste. Pălăria albastră este cerul și este, practic, pălăria, să spunem, pe care o folosim pentru a defini modul în care folosim celelalte pălării. Deci, practic, e cumva pălăria de deasupra
care definește modul de folosire a celor alte pălării. Astea fiind spuse despre pălării, am să mai menționez doar faptul că spre deosebire de acest mod de gândire, cele șase pălării, poate fi folosit și într-o gândire individuală. Deci, practic, pot să-mi propun singur o cale de gândire în pași de pălării și să o folosesc într-o gândire individuală, dar este cu atât mai puternic într-o gândire în grup, în colectiv. De ce? Pentru că chiar într-o lucrare anterioară a apariției pălărilor gânditoare, în Cognitive Research Trust, De Bono încerca să sublinieze foarte clar diferența dintre gândirea contradictorie și gândirea paralelă. Modul clasic, vechi de mii de ani deja, de a gândi în public, în grup, este cel de tip dezbatere, în care fiecare își exprimă părerea și e o luptă între idei. De multe ori însă, dacă acceptăm faptul că mai mult sau mai puțin fiecare dintre noi are și puțin orgoliu, lupta dintre idei nu mai e numai lupta dintre idei, este și lupta dintre orgoliile celor care au susținut ideile respective. Și atunci, practic, lupta devine denaturată. Nu mai e lupta între idei și atât, ci este o luptă între idei și orgolii pe fiecare parte, să spunem, a baricadei. Și chestia asta, de obicei, denaturează, distorsionează valoarea dezbaterii dintre idei și atât. Pentru că în momentul când intervin orgoliile, lucrurile se complică mult în zona asta. În ideea asta, De Bono arăta în niște studii mai de mult că folosim pălăriile gânditoare și gândirea paralelă, timpul de lucru al unei ședințe într-o corporație a scăzut cu 75%. Și, practic, întâlnirile pe care le aveau executivii din corporații, folosind o astfel de tehnică, rezolvau aceleași lucruri cam de 3-4 mai repede. Tocmai pentru că reușeau să focalizeze energia și nu mai era această bătaie între orgolii, intercalată în bătaia dintre idei, să spunem. Pentru a nu crea confuzii, două puncte mai vreau să subliniez despre gândirea cu șase pălării gânditoare, și anume, în general, lumea când vede modelul zice, eu sunt un tip creativ sau eu sunt un tip critic și atunci eu voi purta pălăria verde sau pălăria neagră. Modelul propus de Bono, tocmai asta spune să nu faci, să nu-ți asumi o singură pălărie. În fiecare moment, cel care poartă pălăria albastră și declară, să spunem, modul, următoarea pălărie ce va fi purtată, întreaga adunare, întregul grup, poartă aceeași culoare de pălărie. Deci, practic, nu există un critic și un creativ, ci în momentul în care se decide că vom purta pălăria verde, toți devenim creativi. În momentul în care decidem că vom purta pălăria neagră, toți vom deveni judecători, să spunem, și vom evalua riscuri. Chestia asta aducând o sinergie suplimentară în poveste. Referitor la gândirea creativă, probabil că multă lume a auzit de brainstorming, cei care au auzit de Eduard De Bono probabil că au auzit și de gândirea laterală. Nu intru în detalii, nici ce e una, nici ce alta, nici care sunt diferențele, am să încerc să subliniez numai elementul de comun, să spunem, între cele două și, de fapt, în majoritatea, folosite majoritatea tehnicilor de gândire creatoare, și anume faptul că în momentul în care este declarată o sesiune creativă, este automat anihilată complet pălăria neagră, gândirea critică. Scopul sesiunii creative nu este găsirea unei, de obicei, nu este găsirea unei idei bune, ci este găsirea câtor mai multe idei. Urmând ca într-o fază ulterioară, de obicei, să se evalueze aceste idei și dintre ele să se ceară cele bune, cu adevărat. Pentru că de multe ori, idei care aparent la prima vedere sunt nebunești, analizate suficient de profund, s-ar putea să demonstreze că sunt mai valoroase decât ideile mai puține bunești, dar care nu aduceau plus valoare majoră în poveste. Cam asta ar fi spuse dacă există întrebări. O scurtă sesiune de întrebări, dacă cineva simte că e nevoie de o clarificare în zona asta, a uneltei de gândire, să spunem, pălării gânditoare, vă rog acum să ne interpelați. Dacă nu, da, am văzut o mână sau nu era doar... Dacă nu, vă propun să începem sesiunea, cu adevărat.
În general, pălăria voastră e purtată de, să spunem, mediatorul ședinței și am să asum, să spunem, acest rol în seara asta și ca atare voi sugera, prin faptul că am ajuns aici în fața ecranului, măcar din cauza asta, vă voi sugera o ordine pe care o vom continua, să spunem, sunt primii pași pe care i-am pus aici deocamdată. De obicei, sesiunea de pălării gânditoare începe cu o pălărie albă, în care încercăm să aflăm ce știm despre temă. Acum, tema în sine cred că n-a fost foarte larg expusă și de-aia cred că avem aici libertatea să ne definim acum tema. Ce vrem să discutăm despre, în această sesiune, despre politică, să spunem. Și eu n-am venit cu partipriuri, am câteva sugestii, dar vă rog pe dumneavoastră acum să vă invit să luați microfonul, care îl avem aici, și să ne spuneți de ce ați venit aici, dacă vreți să vă dezbateți politică. Pentru că aveți o chestie care vă frământă în zona politică. Și am să, în timp ce discutăm, să notez ce reușesc să acumulez să diger din ce se va întâmpla verbal. Și, practic, dacă vreți să stăm un alt exemplu, apropo de faptul cum putem folosi mind mapping-ul, care e o altă unealtă de gândire foarte valoroasă, în acumularea conceptelor și ideilor pe care le generăm într-o întâlnire. Microfonul e pentru dumneavoastră. Partea proastă este că lucrurile sunt evidente și, de fapt, vorbim ceva foarte vag, care când îi se cere să o definim, dintr-odată îți face o liniște mea colosală. Te rog. Vorbind despre politica românească, în momentul de față, în opinia mea, în ultimii 26 de ani, clasa politică a fost nuanțată cu două tușe foarte groase, și anume a fost incompetentă, foarte mult. Țin minte un ministru al transporturilor care explica la mijlocul anilor 90 că nu avem nevoie de autostrăzi și acum le construim mult mai scump. Și a doua tușă foarte groasă a fost treptomană. De exemplu, eu sunt social-democrat, din punctul meu de vedere, și nu înțeleg Partidul Social-Democrat din România, care este condus doar de multimilionari în euro. Dați-mi și mie un om sărac. Știu, există unul. Există. Așa. Iar vreau să văd ce se va întâmpla în România, pentru că deocamdată fac parte din generația care se gândește. Rămâne aici sau emigrează. Plus, pentru perioada imediat următoare, cred că vom asista la o tranziție în general în politică către schimbarea sistemelor care sunt în momentul actual în funcțiune. Sistemul de pensie a fost gândit undeva la sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului XX, implementat în România la mijlocul secolului XX. Programul de lucru, de așa sunt state din Europa care se gândesc serios să treacă la programul de 6 ore. Și mai sunt multe elemente de acest gen. Am și o intervenție. Pornind de antevorbitorul meu a pomenit cuvântul sistem. Pornind de la prezentarea mea de acum ceva timp din Mihai Drăgănescu, aș spune în felul următor, și legându-mă de subiectul foarte, foarte prezent, că, domnule, toată lumea este nefericită cu actualul sistem politic. Se pune foarte des întrebarea de ce oamenii buni stau pe margine și nu fac nimic. De ce cercetători, oameni cu o adevărată capacitate de a gândi, de a schimba lucrurile, nu fac nimic. Eu m-am gândit în felul următor, ca orice sistem, fie că e termodinamic, economic sau social, putem vorbi despre incapacitatea sistemului de a distinge între bine și rău, de a judeca ce e bun, ce e rău. Eu am descoperit că, și aici vreau să tratez și problema exodului de creiere din România,
Eu am descoperit că în momentul în care un sistem ajunge în etapa de judecată, el judecă în felul următor. Cine respectă regulile sistemului rămâne în joc, cine le încalcă este obligat să plece. De obicei, oamenii cu o inteligență, oameni destul de inteligenți, oamenii care nu pot pune, nu se pot supune anumitor reguli, se gândesc să plece, se gândesc că e mai bine să renunțe la acest sistem. Lucru ce m-a dus să cred că n-ar fi o plecare de bunăvoie, ci ar fi oarecum o deportare a creierilor din țară. Aș vrea să știu cam care ar fi părerea tuturor sau cine dorește să se înscrie la cuvânt în continuare despre această viziune. Cum ne expulzează sistemul și pe ce criterii? Și dacă poate fi un atribut al sistemului inteligența. Am văzut foarte multe cazuri în care oameni buni, oameni cu intenții bune, inteligenți, au dat dovadă de o slabă organizare și de rezultate slabe. Cam acestea ar fi curiozitățile mele în această seară. N-ai puține, pot să spun asta. Alte. Pălăria albă, în principiu, nu are o polarizare în prima etapă, dar ar fi bine să știm ce știm, în principiu. Evenimentele care ar declanșa ce am avea de făcut ar fi elementele creative partea cealaltă. Dar și deocamdată, cum ați defini politicul? Care ar fi sarcile pe care politica trebuie să le aibă din punctul de vedere? Despre ce animal între ghilimele vorbim? Cine e acela politicul? Că să putea ca fiecare să aibă despre acest termen cu tot altă viziune. Și atunci pălăria albă se face întâi o analiză a ceea ce știm despre obiectul de studiu. Nu părerea noastră despre ce ar trebui, cum ar trebui, ce a considerat și numele. Cine este cel care îl discută? Deci... Eu l-aș invita pe Andy puțin, pentru că sesiunea de acum câteva săptămâni cumva ar putea fi o mică recapitulare a introducerii, nu? Practic, ai spus tu o perspectivă asupra ce e politicul și cred că merită să